Bun găsit din studioul oglinda de azi. Despre Comuna Telega, înaintea de alegerile locale, este tema emisiunii de azi pentru care am invitat în studio pe doamna Andrea Olteanu, candidatul USR pentru funcția de primar al Comunei Telega. Bine ați venit în studio! Bine, v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor telespectatorilor dumneavoastră! Cu mare plăcere! Am să vă rog, în primul rând, să vă prezentați pentru cei care vă cunosc mai puțin și ne privesc, din punct de vedere personal, din punct de vedere al profesiei și chiar și politic. Sunt Andreea Olteanu, am 43 de ani și locuiesc în Comunate Lega. Sunt căsătorită, mama unui copil, iar de profesie sunt economist. Activez pe piața muncii de aproape 20 de ani în domeniul financiar contabil, dar și resurse umane. Întotdeauna am considerat că învățarea continuă dezvoltă abilități noi și pentru asta am parcurs câteva programe de perfecționare, printre care pot să amintesc expert accesare fonduri europene, manager de proiect, formator, expert legislația muncii, diplome care m-au ajutat în uh, toată activitatea mea profesională. Am fost implicată ca și responsabil financiar în câteva uh, proiecte europene care s-au finalizat cu succes. În uh, anul 2020, văzând starea deplorabilă a Comunei Telega, am hotărât alături de o echipă tânără să intru în politică și să încercăm împreună să schimbăm uh, Comuna. Am participat pe lista Consiliului Local al Partidului Verde Telega și am obținut patru consilieri locali la alegerile din 2020. Am început mandatul în octombrie 2020 și până în octombrie 2023, când am demisionat. În decursul mandatului am avut câteva. Am inițiat câteva proiecte de hotărâri, care ulterior au devenit hotărâri. Și aș putea să amintesc. Că Proiectul privind primul meu ghiozdan, prin care copiii de clasa 0 și clasa 1 au primit câte un ghiozdan echipat cu rechizite, proiecte de transparență decizională, prin care primăria a fost obligată să publice contractele peste 5.000 de euro și centralizatorul anual de achiziții, un alt proiect care a devenit hotărâre privind gospodărirea comunală și multe alte. Ulterior, din punct de vedere politic, v-ați alăturat USR. Da. Am, având în vedere situația neclară de la, biroul, de la, conducerea Biroului Național Partidul Verde, am considerat că este momentul oportun să, să demisionez și să mă alături USR spuneți de câteva cuvinte despre Telega din uh, prezent uh, și de ce este uh, absolută nevoie de o schimbare a conducerii administrative, din câte am înțeles asta, vă doriți? Da. Din păcate, calitatea vieții din Comuna Telega scade de la zi la zi, fără proiecte de infrastructură solide, cu grădinițe și școli învechite, fără o revitalizare a anumitor zone și fără reabil reabilitarea unor obiective importante din Comună. Din păcate starea se degradează tot, tot mai mult. Să enumerăm. Băile minerale. Băile minerale care sunt într-o stare deplorabilă. Muzeul Doftana care a fost concesionat, dar nu s-a întâmplat nimic până în prezent. Starea părului Sărata, care este un focar de infecție, gunoaie și nu avem o canalizare. Oamenii din satul Melicești nu au rețea de apă potabilă în anul 2024. În Buștenar nu avem un dispensar medical. Lucruri esențiale care necesită. Există rețea mare. de gaz natural la dumneavoastră? Da, da există. Din păcate, nu s-au accesat fonduri europene și se fac din bugetul local, ceea ce afectează. Din bugetul sărăcit al Comunită, exact. din câte am înțeles, și o să discutăm în, în continuare. Drumurile, cum sunt, doamna Olten? O, infra o infrastructură nu tocmai potrivită pentru Comuna noastră. Se pot face lucruri mult mai mult mai bune. Am înțeles că doar axul central al, al comunei este asfaltat cât de cât. Da, și ca de cade? obicei, la patru ani, străduțele adiacente încep să fie asfaltate. În rest, nimic. Cum ați caracteriza mandatul din 2020 până în 2024 al administrației locale din. Terenie? Fără lipsă de viziune și competență. Din câte știu, bugetul Comunii de Lega este destul de sărac, așa cum spuneam și mai devreme, și se bazează în mare parte pe subvențiile de la stat, doamna Olteanu. Crezi că atragerea de fonduri europene este, ar putea fi o soluție pentru dezvoltarea uh, Comunii? Categoric. Nimic nu se poate realiza fără fonduri. Fie că vorbim de fonduri guvernamentale, fie că vorbim despre parteneriate cu Consiliul Județean Prahova, dar în special fonduri europene. Finanțări, finanțările externe sunt foarte importante pentru dezvoltarea Comunei, deoarece fiecare pentru fiecare leu cheltuit din bugetul local, noi trebuie să venim cu cel puțin încă 2 lei uh, pentru a acoperi diferitele investiții. Bani care nu sunt? Bani care nu sunt. <coughs> Aveți expertiză în fondurile europene, așa cum spuneați și uh, mai devreme. Credeți că sunt șanse uh, reale, așa cum afirma mai devreme, să aduceți fondurile europene la trecă? Categoric. Sunt foarte multe programe de finanțare care se pot accesa. De ce nu s-a făcut asta până în prezent? Lipsa de competență, din păcate. Ce părere aveți despre relația dintre administrația locală și uh, cetățenii în prezent uh, la Telega? Ce măsuri concrete aveți în vedere pentru uh, implicarea activă a cetățenilor în deciziile administrației publice locale? Transparența și digitalizarea trebuie să, să fie două măsuri esențiale pentru acest lucru. Cetățenii trebuie să fie informați și să participe activ la elaborarea actelor normative și la ședințele publice. În mandatul nostru ne-am gândit la o platformă de e-administrare prin care digitalizarea să fie dezvoltată, astfel încât cetățenii să nu mai fie nevoiți să plece de la serviciu pentru anumite documente eliberate de autoritatea locală. Paranteză, care nu se eliberează decât în onora 16, așa cum e exact. la stat la da. România. Da. Deci, o platformă de administrare ar fi foarte necesară. Din punct de vedere al relației dintre primar, viceprimar, consilier local cu cetățenii, înțeleg că lucrurile nu sunt tocmai așa cum ar Din păcate, nu sunt. Sunt audiențe? Nu. Am încercat, cel puțin în mandatul nostru, am avut câteva ședințe de audiențe. Oamenilor le este teamă să vină să spună anumite lucruri, sunt amenințați și atunci trebuie mizat pe lucrul ăsta, că nu trebuie să ne fie teamă să ne spunem ceea ce, ce ne doare, ceea ce ne dorim, pentru ca te lega să își capete nu, nu, vă spuneți, ce înseamnă sunt amenințați? Că nu am înțeles uh, afirmația. Cine amenință? administrația locală. În ce sens? Nu au voie. De exemplu, dacă cineva și-a construit în curte un acoperiș sau și are nevoie de ceva de la primărie, trebuie să știe că nu are voie să, să spună mai mult. Da, foarte, foarte interesant. Cum credeți că veți putea reuși să schimbați asta? Prin transparență, prin ședințe de audiență și în afara programului, prin îndemnarea cetățenilor să vină la, să participe la ședințele publice. În prezent, cetățenii nu au acces sau nu vin la ședințele publice? Nu, nu vin. Din păcate, nu, nu vin. Și aici trebuie lucrat foarte mult și înțeles că trebuie să, partici, să, să participe și să se implice activ pentru reabilitarea Comunei. Cum veți proceda să le dați încrederea asta oamenilor? Stați de vorbă cu ei? Le explicați? Ce drepturi au? Absolut cetățenii trebuie să fie informați de toate drepturile lor. Așa cum spuneam, bugetul public la Telega are nevoie de resurse pentru dezvoltarea comunei, doamna Olteanu. Fără investitori și stimularea afacerilor locale nu prea se poate. Ce măsuri aveți în vedere în acest sens? Investitorii, atragerea investitorilor trebuie să fie o activitate foarte importantă pentru o autoritate locală. Fără un sector privat activ și dinamic, viața comunei nu, nu este roz. Și aici ne putem lega de parteneriate, care iarăși sunt foarte importante. Și aici mă refer parteneriate între OAT-uri, cu diverse instituții publice, cu ONG-uri, asociații, lucruri care pot aduce o schimbare în bine a Comunei Telega. Astăzi, când vorbim, există societăți comerciale pe raza Comunei Telega, își desfășoară activitatea, sunt mici fabricuțe, întreprinderi mici sunt societăți private, dar din păcate nu au avut loc întâlniri între autoritatea locală și antreprenorii locali nu s-au organizat astfel de întâlniri, ceea ce este un minus pentru localitatea noastră. Sau alți antreprenori mai mari care ar vrea să deschide la Telega o afacere? Cu siguranță. Atunci când ești interesat și cauți un investitor pe măsură, se pot dezvolta parteneriate productive. Dacă, de exemplu, administrația publică locală se plânge de faptul că orașul nu mai are terenul pentru a le oferi antreprenorilor. La Telega, cum stau lucrurile din acest punct de vedere? Nu sunt foarte multe terenuri nici la Telega, dar trebuie să vedem un inventar concret pentru a putea. Vedea cum se pot, cum dezvolta, se pot dezvolta afacerile în, în Comuna dumneavoastră. Nu există un inventar în acest moment sau nu știți dumneavoastră? Da, sau -a nu s a, mai s -a mai lăsat fost actualizat să... și nici publicat recent, să ne putem da seama de localizarea acestor terenuri. Să ne putem da seama ce, ce se poate demara cât mai urgent. Pii, dacă ajungeți la conducerea primăriei poate faceți ceva în sensul ăsta. Cu siguranță. Băile minerale te legau, un subiect spinos. Aduceau turiști? Astăzi nu mai vine nimeni? Ce se va întâmpla? Sunt într-o stare deplorabilă. A fost organizată o concesiune anul trecut iar persoana care a pierdut a contestat în instanță concesiunea. Concesiunea, contractul respectiv. Da. În mod normal, în luna august 2024, băile ar fi trebuit redeschise conform caietului de sarcini, dar din păcate acest lucru nu se va întâmpla. Procesul este încă pe rol și așteptăm să vedem cum se va definitiva. Cunoașteți cât de cât acel caiet de sarcini? Da, am participat la... Explicați-ne două, trei cuvinte, pentru că e, acolo cred că ar trebui investiți foarte mulți bani la, la, la băi, având în vedere alunecările de teren, degradarea. Absolut. În mod normal aveau ca și termen de, de efectuare a întregii investiții 4 ani, undeva la 3 milioane, dar momentan nu s-a întâmplat nimic. Datorită procesului din momentul prezent nu, nu s-a schimbat nimic. Figurau în cel care de sarcini și lucrări de consolidare, Absolut, da, da, dar nu, nu, au fost demarate lucrările. Așadar, nu auzim prea curând că băile minerale Terega vor fi deschise. Cu siguranță dacă vom ajunge să câștigăm, vom face tot posibilul ca băile să fie redeschise cât mai curând. Având în vedere că sunt recunoscute la nivel național și chiar internațional Absolut. Și vă pot ajuta enorm la promovarea turismului rural în comuna noastră și de ce nu aduce un plus valoare bugetului local. În timpul în care băile funcționau, cred că altă era bugetul comunei. Categoric. Mă categoric. Acum, din păcate, bugetul comunei merge de câțiva ani, cel puțin în ultimii trei ani de când am analizat. La secțiunea dezvoltare merge pe deficit. Și tot timpul este acoperit din excedentul anilor trecuți. Și mă întreb oare ce se va întâmpla în momentul în care nu va mai exista excedentul anilor trecuți. Și aici trebuie să luăm în calcul fondurile europene care ar putea salva bugetul local. Altfel, vă paște Altfel, falimentul? Probabil că da. Doamne, ferește, tradițiile și obiceiurile populare ale comunității noastre, cultura și sportul, în general, în fiecare localitate sunt resurse inepuizabile pentru promovarea comunei respective, a orașului respectiv. Ce proiecte aveți în, în acest sens, doamna Altan? Noi am organizat câteva evenimente culturale, am organizat un teatru de păpuși pentru copii, am organizat Ziua Portului Tradițional Românesc, Ziua ei, evenimente la care am descoperit artizan locali care au uh, niște obiecte de valoare extraordinare și care merită promovate și care ar putea ridica comuna noastră la adevărata valoare. La ce vă referiți? La olari? Da, țesături, costum popular tradițional, la olari, la, da, uh, la, la uh, meșteri mește în, în lemn, da, da. Oameni pe care i-am descoperit prin organizarea acestor evenimente culturale. De lor ar putea fi promovate pentru Absolut. turism. Da, se poate crea o pagină online prin care putem să-i promovăm atât pe ei, cât și, și Comuna Telega. Când aud chestia asta, se poate. De ce nu s-a făcut nimic până acum? Pentru doamna, că nu s-a vrut, din păcate. Munca de primar într-o localitate cu atâtea probleme, doamna nu este foarte grea. Cum au primit telegenii candidatura dumneavoastră și ce credeți că vă recomandă pentru a ajunge primarul localității? Telegenii au fost încântați, de altfel m-au susținut și m-au încurajat de la început o mare parte dintre ei să candidez. Ce mă recomandă? Îmi doresc ca Telega să rămână atât pentru noi cât și pentru copiii noștri să putem să o numim acasă pentru fiecare dintre noi. Aveți șansa să-l bateți pe actualul primar? Categoric. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în, în studio și vă urez succes în alegeri să vă duceți la îndeplinire toate aceste proiecte despre care ați vorbit după 9 iunie anul acesta când veți câștiga alegerile. Doamne ajută pe 9 iunie alături de cetățeni să facem primul pas către o comună europeană. Vă mulțumesc!